Bună ziua! Astăzi discutăm despre cum putem aborda concediul pentru a ne menține greutatea. S-a întâmplat să te întorci din concediu cu un plus de greutate? Vara aceasta putem schimba situația. Cât de cunoscut îți sună următorul scenariu? Pierdem câteva kilograme înainte de a pleca în concediu, iar când ne întoarcem din vacanță, realizăm cu stupoare că avem mai multe kilograme decât ne-am fi dorit. Nu te învinovăți prea mult, se întâmplă mai des decât crezi, dar anul acesta putem preveni această situație care îți creează multă frustrare și care are un impact negativ asupra sănătății. Uite câteva sfaturi pentru a evita această întâmplare neplăcută. Indiferent că mergi la hotel cu all inclusiv ori vei mânca la restaurant, ține cont de următoarele aspecte. Păstrează prima masă a zilei cât mai ușoară posibil. Poți opta pentru iaurturi simple, iaurturi grecești, brânză de vaslabă, șuncă, mușchi de porc, ouă, dar gătite fără unt ori ulei. În farfurie adaugă legume din abundență, mai bine de jumătate de farfurie sau, mai rar, câte un fruct. De cele mai multe ori, lipsa motivației de a face alegeri bune și poftele alimentare apar în partea a doua zilei. Din acest motiv, îți va fi mai ușor să faci alegeri potrivite la micul dejun. Nu sări peste el și nu te înfometa, ci păstrează-l cât mai simplu și ușor. Indiferent de ce alegi să mănânci, mic dejun, prânz sau cină, la fiecare masă adaugă și o porție de legume proaspete sau o salată. Dacă porțiile sunt mari, lasă în farfurie, nu este păcat. Mai păcat este să mănânci peste nevoile tale. Dacă alegi desert, pizza, paste, burgeri, împarte porția cu o persoană dragă. Evită pe cât posibil sucurile de fructe, frapeurile, smoothie-urile, milkshake-urile. Hidratează-te pe tot parcursul zilei. Pe lângă mâncare, încearcă să fii cât mai activ, plimbă-te mult și practică diferite activități. Nu-ți recomand să ții dietă în concediu. Vacanța este despre relaxare și creare de amintiri frumoase. Însă te sfătuiesc să fii flexibil, să acorzi puțin atenție detaliilor și vei vedea că te poți bucura de vacanță fără excese și fără sentimente de vinovăție. În concluzie, în concediu nu trebuie să te restricționezi, ci doar să ai mai multă grijă la ceea ce alegi, la mărimea porțiilor și să fii activ. Concediul este despre relaxare, timp petrecut cu cei dragi și amintiri frumoase.